Cărțile bune te fac să-ți pui întrebări. Scott Westerfeld pentru a fi freelancer trebuie să ai ce să vinzi, iar când ești la început, nu ai ce să vinzi. Scopul tău este să dezvolți un skill pe care să-l vinzi, iar cel mai mult mod pentru a face asta este să stai printre oameni care au deja skill respectiv. Scopul tău este să dezvolți un skill. Aici e cu skill-ul, nu? Cu asta e... Scopul tău este să dezvolți un skill. Skill-abilitate. Adică asta ar fi traducerea din romgleză în română. Scopul este să o abilitate. Da. Nu un skill. O abilitate dacă traducem în română, da. În mintea mea e atât de cimentat cuvântul ăsta skill datorită contextului profesional în care am tot umblat de 15 ani de zile încât e sinonim deja cu abilitate sau chiar reprezintă mai bine decât abilitate ce vrea să spună. Scopul tău e să dezvolți un skill pe care să-l vinzi, iar cel mai mult mod pentru a face asta e să stai printre oameni care au deja skill-ul respectiv. Probabil nu sunt atât de conectat cu vederea unui public mai larg. Adică sunt prea prins în vederea și trecutul meu profesional care mă face orb, să zic așa, la ce percepe un public mai, mai larg poți să ai un skill în a crește oile. Nu știu. De sună, încă... într-adevăr, sună mai pitoresc a crește oile. Nu știu dacă ai aplicat skill acolo. În schimb, poți să spui skill de cânta la pian sau skill de conversat într-o anumită limbă, skill de a găti, cooking skills. Funcționează bine, cel puțin în limba engleză funcționează bine. Cel mai mult mod pentru a face asta e să stai printre oameni care au deja skill respectiv. Ce îți place mai mult melodia care rezultă din combinația între cuvinte românești și cuvinte preluate din engleză? E un punct foarte bun. A spus un deget pe idee, pe problemă și într-adevăr sunt unele cuvinte care dau o muzicalitate mai bună discursului. Cel puțin așa se simte pentru mine. E experiența mea proprie, nu înseamnă că e pentru toată lumea. Adică în mintea mea, skill e deja parte din, din uzanța zilnică, din uzul zilnic, să zic așa, al, al oamenilor. Asta e perspectiva mea, care din nou e posibil să nu fie corectă pentru toată lumea. Și de asta pentru mine skill e sinonim cu abilitate deja, adică e aproape egalitate. Nu, în niciun caz n-a fost aici ideea de a părea într-un fel superior sau de a face pe altcineva să se simtă într-un alt fel. Cu toate că în alte contexte probabil a fost un strop din treaba asta, în modul în care exprim anumite lucruri. Nu îmi dau seama că folosind tehnica asta poți să crești puțin curiozitatea în oameni, că începi un text cu un termen puțin mai pompos, mai vag și oamenii vor să afle ok, ce se ascunde în spatele de fapt în spate termenului respectiv și atunci așteaptă să parcurgă textul ca să înțeleagă ideea. Și acolo mi se pare utilă tehnica asta de hipnoză în ghilimele, cu toate că nu o văd neapărat ca hipnoză. Am fost un prost care se credea deștept. Am fost un prost care se credea deștept. Am spus-o și o mai spun și probabil o să mai tot spun de-a lungul vieții că pe măsură ce ne mai vine mintea la cap, ne mai dăm seama așa că cât de proști erau. <laughs> Am fost un prost care se credea deștept. Multă vreme mă simțeam străin față de majoritatea oamenilor. Crezi că se poate spune că am fost un deștept care se credea prost? Cred că există și universul ăsta. Că știu cel puțin în viața mea și știu și la multe alte persoane că nu își dau credit așa pe cât ar merita, adică n-au încredere în ei și datorită faptului că n-au încredere, atunci se judecă mai aspru decât ar trebui să se judece, chiar dacă au niște calități mai bune față de alți oameni care cred mai mult despre ei, dar nu au aceleași calități. Deci, cred că uneori ne facem și proști de astea mai, mai, bine decât, decât ne spunem noi despre noi că suntem. Nu puteam să mă bucur cu ei pentru că nu împărtășeau dedicarea mea sau nu îi vedeam că muncesc la fel de mult ca mine. Credeam că sunt cumva superior prin asta, mai inteligent, că știu eu ce e viața. Între inteligență și deșteptăciune? Deșteptăciunea o, o văd mai mult ca... Un, o acumulare de cunoștințe sau experiențe și lecții. Că dacă ești bun pe, pe intelectual, înseamnă că ești bine sau mai bine. Pe când inteligența o văd ca o capabilitate de a rezolva și găsi soluții date fiind uh, instrumentele și situațiile pe care le ai la îndemână. Nu i vedeam că muncesc la fel de mult ca mine, credeam că sunt cumva superior prin asta mai inteligent, că știu eu ce e viața. Și totuși prostia ce e atunci? Prostia e o discrepanță între o neacordare la realitate. Adică cred despre mine ceva, evaluez o situație într-un mod în care e foarte departe de obiectivitate. O diferență acută între subiectivitate și obiectivitate. O, o prăpastie mare.